Al treilea obiectiv pe care îl vizităm este amenajare grădină publică în cartierul Speranța și acest este un proiect pe fonduri europene executat de aceeași firmă și de asemenea nici acesta finalizat. La momentul de față procentul de executare a lucrărilor este de 80%. Între lucrările care mai trebuie executate aici sunt umplere gabioane cu piatră pentru delimitarea parcului, delimitarea aleilor, de completat și înlocuit plante, unele se vede s-au uscat deja, dotare cu mobilier urban din beton, bănci circulare, bănci pentru picnic, masă de șah și scaune și la acest obiectiv. Aici, ca și la anteriorul square pe care l-am vizitat la, în zona cartierului Pietricica și aici termenul de finalizare a lucrărilor, de execuția lucrărilor era iunie 2023 și s-au mai executat lucrări până în decembrie când era termenul de finalizare a contractului de finanțare, de implementare a contractului de finanțare cu penalități.